Vine și ursul, am ales chestia de casă, la cernici, băriți, stimați etoliași, primați etoliași ai orașului Târgu, în special, văd mulți lăbușeni aici. Mă bucur că astăzi suntem împreună aici, la ruinele Schindului Lahuș, programul Sfânta Treime. Noi ne-am obișnuit de câțiva ani, de mai bine de 10-12 ani, să ne întâlnim aici, de ziua Sfintei Treim, să pomenim pe ctitorii acestui locaș care în anul 1734, prin părintele Ioil, s-au așezat aici și a făcut loc de schimnicie, așa cum am găsit înscris în documente. Astăzi, împreună cu părinții,
vom merge de aici, din această, eu știu, troiță, vom merge în locul zidului, din spatele nostru, va avea loc o slujbă de sfințire a icoanelor care sunt acolo și acum, după care ne vom întâlni din nou aici, pentru a face slujba de pomenire a celor care astăzi sunt trecuți în aceste pomenice, pe de o parte călugării care s-au nevoit aici mai bine de 220 de ani și sigur pomenicele pe care dumneavoastră le-ați adus. Vă rog pe părintele Alexandrescu să preia. Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelepte, de pe scări ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, și prin trânsii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelept, pe pescare ai arătat, trimițându-le și lumea ai vânat, iubitorule de oameni, mărire-ți-e. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Dumnezeu, miluiește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește. Ca să cunoaște pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta, lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească să se bucure neamurile că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui.
Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeule, cel slăvit în Sfânta Treime, pe care nici mintea nu te poate cuprinde, nici cuvântul nu te poate spune, pe care nimeni dintre oameni niciodată nu te-a văzut, numai precum din Sfintele Scripturi și din învățăturile de Dumnezeu, grăitorilor apostolilor am învățat, așa credem și așa te mărturisim pe tine, Dumnezeul Tatăl cel fără de început, și pe Fiul Tău cel de o ființă, și pe Duhul cel de un scaun și de o fire. Și precum Scriptura cea veche ne istorisește nouă arătarea ta în chipul celor trei îngeri, ce au fost la preaslăvitul Patriarh Avram, dar în legea Harului, Tatăl prin glas, Fiul cu trupul în Iordan, iar Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a arătat. Și iarăși, Fiul care cu trupul s-a înălțat la cer și de-a dreapta lui Dumnezeu șade, pe Duhul cel Mângâietor l-a trimis peste apostoli în chipul limbilor de foc și în tabor s-a arătat. Tatăl prin glas, Duhul Sfânt în nori, iar Fiul într-o lumină vreau strălucită înaintea celor trei ucenici, așa pentru aducerea minte cea de-a purle de tine, unul slăvitul Dumnezeu, nu numai cu gura te mărturisim, ci și chipul îl zugrăvim, nu ca să-l facem pe acesta Dumnezeu, ci ca spre el căutând cu ochii cei trupești, să privim cu ochii gândului spre tine, Dumnezeul nostru, și cinstind acest chip pe tine, ziditorul, răscumpărătorul și sfințitorul nostru, să te slăvim și să te pomenim și în nenumăratele tale binefaceri să le numim, că cinstea chipului se înalți la cel înfățișat. Deci punând acum înaintea slavei tale icoanele acestea, cu glas binecredincios cerem și ne rugăm bunătății tale, caută cu milostivire spre icoanele acestea și trimite peste dânsile cerească ta binecuvântare și harul tău și binecuvintează numele tău cel întreg sfânt și le sfințește și pe cei ce vor le vor cinsti și le vor cuchina cu evlavilor înaintea ta și înaintea lor cu smerenie și voi să vă ruga cu credință să afle mila ta și să primească harul tău, să fii spăviți de nevoi și de necazuri, să primească iertare de greșeale și să se vrednicească cerești împărății. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, a unui ascultător tău care ești binecuvântat, împreună prea sfântul și bunul de viață, făcătorul tău, nu, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeule cel slăvit și închinat în Sfânta Treime, auzi acum rugăciunea noastră, și primite din cer dumnezeiasca ta binecuvântare și prin stropirea cu această apă sfințită, sfințește icoanele aceștia care s-au zugrăvit în cinstă și slava ta spre mântuirea norodului tău drept credincios. Că tu ești sfințirea noastră și ai puterea de a sfinți și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, atotitorului Dumnezeu, părinților noștri, cel trebuind să scape poporul tău pe Israel din înșelăciunea slujirii doresc, să-l ai pururea neabătut în cunoaște slujirea unui adevărat Dumnezeu cu îngrăzirea l-a oprit, să nu-ți facă și asemănare potrivnică fie adevăratul Dumnezeu, care se închine să slujească ca lui Dumnezeu. Iarăși ai poruncit prin Moise să se pună în corpul legii cele din tâi asemănări și chipuri, adică doi heruvim de aur pe chipul tău mărturiei și al doilea corp curățitorului. Iar pe cata pe tăia să mulțumim de heruvim pe care să gască numele Dumnezeului și noi părinții numele cel mare de cuvință al preasfântului tău, unul adevărat Dumnezeu. Apoi prin Solomon ai pus în altar doi heruvim de lemn pe echiparos pe cas cu aur și ai poruncit ca chipul tău în care erau tablele cele de piatră năstrapa de aur și pe albul Aaron, care arătau petrecerea ta acolo cu oamenii pomenirea slăvitelor tale minuni și binefaceri, să te cinstească cu frică și cu cutremur și cu închinăciune cuvinte lui Dumnezeu și să se facă tămâie rugăciunea înaintea lor. Iar cinstea aceea
Ai primit-o cu îndurare ca și cum aș fi fost adusă ție însuți, iar la plinirea vremii ai trimis că omul născut pe luptă pe Domnul Iisus Hristos, cel născut din femeie, din pururea Fecioară Maria, care în chip de rob asemenea oamenilor, făcându-se azugrăvit icoana cea nefăcută de mâna preacuratului să chip, punând mahrama pe sfânta față și-a trimis-o lui Avgarul Domnule Desei, prin ea l-a vindicat de neputințele lui și tuturor care se apropiau de ea cu credință și simținau le da, prin minuni nenumărate vindecări și multe faceri de bine. Și noi, dar, o bunule stăpâne a toți ziitorii acestei icoane a preaiubitului, tău fiu, în aducerea mintea, a întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite și a binefacerilor arătat din neamul omenesc prin venirea ta ca om pe pământ, le-am pus cu cinste înaintea sa vitale, nu în Dumnezeu, că știind că cinstea icoanei se suie la cel ce zărâi pe ea. Și căzând cu secuință, ne rugăm caltă cu îndurare spre noi pe icoanele acestea, pentru întruparea și arătarea omenească în Său, a cărui pomenire le-am zugrăvit, trimite asupra lor binecuvântarea ta ce cerească harul pe Sfântului Duh, Său Duh le binecuvintează, Doamne, Sfințește și le dă putere tămăduitoare de toate mișturile diavolești și zvănitoare. Umple de binecuvântare și puterea Sfântului Chip nefăcut de mână, pe care cu îndestulare le-a câștigat în atingere de a prea sfântă și prea curată fața a iubitului Tău Fiu. Ca prin ea să se lucreze puteri și minuni prin întărirea dreptei credințe pentru mântuirea credinciosului popor, ca toți care înaintea acestor icoane se vor închina, celui întru toate puterii și lumea născutătorului și pe Sfântului Duh cu credință ne vor chema, ne vom ruga auzi să fim și mila iubirii de oameni să aflăm și har să câștigăm să fie sfințirea noastră. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Și Duhului Tău! Domnului să le plecăm! Ia aminte, Doamne, Dumnezeu meu, din Sfântul Tău locaș și de pe tronul slavii Împărăției Tale, spus rare, trimite binecuvântarea Ta cea sfântă spre icoanele acestea și prin stropire cu această apă sfințită, binecuvintează-le și le sfințește pe ele. Dă-le putere de temădire de toată durerea, neputință, izbunitoare, toate unitile de avulești, pentru ca toți care cu credință către ele se vor arăta și înainte lor se vor închina, se vor ruga, punerea auzită, bine primită să fie rugăciunea lor. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni al neascultului Tău, care ești binecuvântat, Tu prea Sfântul Bunul de viață, cu Tău Ruțul Duș, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care ai voit ca Fiul și Cuvântul Tău, cel împreună veșnic și de o ființă, să se întrupeze din preacurata și pururea Fecioară Maria și prin preacurată nașterea Lui din ea, făcând-o născătoare de Dumnezeu, ai făcut-o mijlocitoare, rugătoare și ajutătoare tuturor credincioșilor. Caută acum asupra noastră, care cu milință te rugăm și care o numim și o credem, a fi cu adevărat născătoare de Dumnezeu și cu credință o chemăm în rugăciunea cea către Tine. Prin rugăciunile ei, fă să fie auzite cererile și rugăciunile noastre și trimite harul preasfântului Tău Duh asupra icoanelor acestora pe care robii Tăi le-au făcut în cinstea și pomenirea ei. Binecuvintează-le cu binecuvântarea Ta cea cerească și le dă lor putere și tăria facerii de minuni. Fă-le vindecătoare și izvor de tămăduiri tuturor celor ce în dureri se vor pleca în fața lor și vor cere de la Tine ajutorul prin născătoarea de Dumnezeu. Și pe toți care înaintea acestor icoane vor cinsti după vrednicie pe prea binecuvântata Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos, prea iubitul Tău Fiu și ca pe o mijlocitoare a neamului creștinesc o vor chema în rugăciunea către Tine și în ajutor la nevoie și necazurile lor, învrednicește-i să dobândească izbăvire, apărare și grabnic ajutor. Dă-le lor cu milostivire iertare de greșeli și de grab să primească harul cerut de la Tine și să afle mila dorită de la iubirea Ta de oameni și părtași împărăției să fie cu îndurările celei ce s-a născut dintr-o ea cu trupul, ale unii a născut Fiului Tău, Dumnezeului Celui Întrupat și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu care ești binecuvântat. Cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Stăpâne Dumnezeule, Părinte a toții, Domnule
Domnului, care ai voit a alege din tot neamul omenesc pe preacurata porumbiță și nepătata Milușa, pe pururea Fecioara Maria, ca să fie maică unui an născut fiului tău și ai sfințit-o spre sălașul lui prin venirea preasfântului Duh și ai făcut-o mai slăvită și mai cinstită decât herubimii și serafimii și rugătoare pentru neamul omenesc. Prin rugăciunile și mijlocirea ei binecuvintează și sfințește cu harul tău prin stropire cu această apă sfințită icoanele acestea, alcătuite în cinstea și pomenirea ei și pentru slava celui născut din trânsa, a fiului tău cel unul născut și de o ființă, și pentru a ta, părintele său, cel fără de început și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Arată tuturor care cu credință se vor ruga înaintea ei vindecătoare de neputințele cele sufletești și trupești și liberare și acoperământ puternic de toate bântuielile vrăjmașilor și să fie rugăciunile lor bine primite la tine, cu îndurările unii a născut fiului tău, cel născut cu trupul dintr-o ea, ale Domnului nostru Iisus Hristos, cu care bine ești cuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu, Atotositorule, Dumnezeul părinților noștri, care de demult în legea veche ai poruncit să se facă în cortul mărturii asemănare de heruvim din lemn și din aur și de lucru cusut, care și acum chipurile și asemănările sfinților plăcuți ție, nu le lepezi și le primești, pentru ca robii tăi credincioși, privind la ele, să se preaslăvească pe tine, care i-ai prea mărit și să se nevoiască pe următori vieții și faptelor prin care aceia s-au învrednicit a dobândi harul tău și împărăția ta, ție ne rugăm, caută și acum la aceste icoane a sfinților arhangheli, Mihail și Gabriel, care s-au închipuit și s-au zugrăvit în cinstea și pomenirea sfinților tăi și cu îngerilor tăi și cu binecuvântarea ta cea cerească, binecuvintează-o și sfințește-o și tuturor celor ce o vor cinsti, se vor închina, se vor ruga ție înaintea ei, vor chema și rugăciunea către tine pe sfinții arhanghel Mihail și Gabriel și fii ascultător, înger Mihail și Gabriel, și fii ascultător, milostiv, dătător, darnic de tot binele, mântuindu-i de toată supărarea și nevoia și de toate durerile sufletești și trupești, învrednicindu-i harului și milei ce vor dori de la tine pentru rugăciunile sfinților îngeri și arhangheli, Mihail și Gabriel, că tu ești izvorul sfințirii și ție slavă înălțăm împreună și unul a născutului tău și prea sfântului și bunului și de viață vegătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Doamne Dumnezeul nostru, care ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta, iar prin neascultarea celui din tâi zidit, făcându-se stricăcios, l-ai înnoit prin întruparea Hristosului tău, cel ce a luat chip de rob și cu asemănarea s-a făcut ca un om și l-ai adus în întâia vrednicie între sfinții tăi, a căror închipuire fie vlavie cinstind, cinstind pe sfinții tăi care sunt chipul și asemănarea ta, iar pe ei cinstindu-i pe tine te cinstim și te slăvim ca pe chipul cel din tâi. Pentru aceea te rugăm, trimite harul tău și prin stropirea cu această apă sfințită, binecuvintează icoanele acestea pentru slava ta și în cinstea și pomenirea sfinților tăi și pe toți care vor cinsti aceste chipuri și vor aduce ție rugăciunile lor înaintea lor, binecuvintează-i și învrednicește-i cu milostivire a afla har înaintea ta, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născutului tău, cu care ești binecuvântat cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Ce chip de limbi de foc a trimis pe preasfântul său Duh peste Sfinții Său Cine și Apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cine prea curate, Maicii sale, cu trecistă și de viață, făcătorii cruci, pentru Sfinții Arhanghel și cu chip de lumină, pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne miluiască pe noi ca un bun și Doamne viitor. Amin. Domnului să rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, singurul Dumnezeu adevărat, prea sfântă, treime, cine a ce cu puterea ta, cea de nepătruns,
toate le-a dus de la neființă la ființă, ceea ce e binevoit ca să-l faci pe omul după țupăticul și pe de asemenea ta din marea ta iubire de oameni, dar la vremea plinirii, pe făgăduințele tale, s-a întrupat pe Fiul tău cel născut, ca să ne scape să ne surmea diavolului și a morții. Ține rugăm și la aceea de rând oamenilor, prin puterea milostivirii tale să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat în legea cea veche prin tablele lui Moise, are legământul cel nou prin însuși Fiul tău și Dumnezeu nostru, în inimile noastre ai scris și ai zidit chipul tău cel dumnezeiesc prin baia botezii și naște din nou. Și la cele din ale veacului în care testamentul cele vechi, templu în care oamenii să-i chine ținerea binevoiei, să arăt semnele și minunile și puterea tale de oameni. Are veacul acesta ridicat biserică pe care tu însuși ai ridicat și sfințire și ai împlemeat-o prin sfințirile tău, prin jertfa cea mântuitoare de pe Golgota. Ține rugă viruitor al morții și Dumnezeul puternic și Dumnezeu tuturor ce se încrede în tine, Dumnezeul milostivirii, să nu faci zadarnice rugăciune noastre, ceva ce e binevoit, prin robul tău schimonahul Ioil și cei din plăcuța ai tăi, înaintea și ai lor, pahomii de la Gledin, Crin, Mihail, Ioan, Șeic, știu și neștiu nevoitori în locul acesta, ce ridicat ții biserică, într-o cinstea, numele tău ca Sfânt, al Sfintei Trăim, Tatăl și Ușul Sfântul Duh. Te rugăm ceea ce prin bunăvoința vremitare, prin Ionus preotul și Toma și preotul și credincioși, ai scos de sub dărâmăturile pământului acest sfânt locaș în care înaintașii noștri s-au nevoit, pentru ca numele tău să nu fie de batjocură și rugăciunea noastră neascultate. Te rugăm după marea ta milostivire, rânduiește ca în locul acesta din nou să ne dăm șirul rugăciunilor noastre, să slava prea Sfântului tău nume, spre nădejdea de mântuirea acestui norod bine credincios, ca să fie pomenit din neam în neam numele Tău cel Sfânt, pentru rugăciune preacurate Maicii Tale și Sfântul Arhanghel cu timp de lumină, ca să fie nou pavăz, apărător și drumător, lumină și întărire acest veac spuciumea și trecător. Te rugăm, primește rugăciunea noastră, nu era la minte la fără de legii noastre, ci pentru marea Tăi milostivire de oameni, de să află întrânși și noi păcatul fără de legi, trece-le cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul. Te rugăm, Doamne, acest mare praznic și în cinstea prăzuirii tale al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să vieți și în sufletele noastre, prin stropirea cu aceasta, să sfințești aceste sfinte icoane și lăcașul acesta și pe robii tăi, ca să cunoască toți, că am chemat numele Tău cel Sfânt și unul singur Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu, în nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează! Sfântul Chip de lind de foc a trimis pe preasfântul Său Duh peste Sfințe Ucenici Apostolii Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru că cele preacurate imagi sale cu ale Sfinților întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului a cărui maștri s-au descoperit aici și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască de noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Amin. Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelept, repescarea i-arătam, trimițându-le lor Duhul Sfânt, și prin trânsii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, părire ție. Sfințește-ne clopotul acesta, care s-a făcut pe slujba Sfintei Tale Biserică aici, spre slava cele mari cuvinte în tot Sfântului Tău. Vază-i nebunirea Darului Tău, ca auzite din ce orice rupi Te-a dat astăzi, glasul Sfântului Lui, să se întâlnească cu Evlavie, în credință și mărmătesc să-mi profilească tuturor asupriului de avânești,
și prin rugăciunile încetate și slavă aducându-ți adevăratului Dumnezeu, să ne gândească și la biserică spre rugăciunea și slavă Sfântului Tău nume, ziua și noaptea cu grăbire să alerge, și prin glasul Lui să se domolească, să se liniștească, să înceteze furtunile, vânturile și grindele, viforul și tunetele cele înfricoșătoare, urgetele și vânturile cele vătămătoare. Căci Tu, Doamne Dumnezeu nostru, nu numai prin făpturile Tale cele cu minte, să se ține faci toate cele Tale și minunate, când nevoiesc în slava Ta și în mântuirea și folosul credincioșilor Tăi, și prin cele nesuferințite, precum prin tăiagul lui Moise și prin șantele și cele avră putiu, căci toate sunt cu putință la Tine și nimic nu se este neputință, Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curea și în veci, vecilor. Părintea Prostiturgii și prin glasul de trâmbi să știți de 7 ori preoților, care mergeau înaintea chipului mărturiei făcuse ca să se sărâne zidurile cele tale. Mai ca o mântă și din cetate și mâinile poporului Tău, Tu și acum umple corpul acesta de binecuvântarea Ta cea cerească, ca glasul Sfântului auzit cu putere ce potrivește văzdurile să se departeze de la cuțile credincioșilor Tăi, și toate săgețe cel ce aprinse pornirea asupra noastră să se stingă. Asemenea, trăznetul fugirilor, căderea gridilor și toată tuturarea cea pătrânătoare a văzutului, fiind alungate și pornite în dreapta Ta cea pătrânătoare și tare, să se domolească, să se liniștească, să se depărteze, căci Tu, prin mijlocitor, lucrezi ca cu slava Ta spre folosul mântuirea noastră, că Ție se cuvine a nebunii și a nemântuirea Dumnezeu nostru, și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curea și în veci vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, curată și curea și în veci vecilor. Să ne pe noi îndreptările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea sfântă și cu
Yeah.
încălcat moartea și pe diavol l-ai stulpat și drui viață numii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, preoți, eromonahi, monahi, toți cei care au slujit în această sfântă mănăstire, odihnește-i în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice au greșit în viața lor, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i! Că nu este om care să viețuiască, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna a dormiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și viață Păcătorului tău, tu, acum și pururea și vecii vecilor. Cum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ieși în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem. Vă cânt unguire de îngropare, cântarea, aliluia, aliluia, aliluia. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele Oh,
Sfânta Dorință, Dumnezeu, ca omii preasfințitul, ca schimbul mânafului, în favorul de mânaful, pentru mânaful, Antonie de mânaful, Daniel de mânaful, Partenie de mânaful, Sfânt de mânaful, Magdalena Mânahia, Eftim de mânaful, Dumnezeu de mânaful, Macari, Monahul, Monahul, Fratele Monahul, Fratele Monahul, Mihaelul Monahul, cu Doamne Alojă, toți cei știți cunoșteți de voi, toți acestul, ce știți cu Doamne Alojă, ca să fiți fiertelor voastre și cerate de voi, ca pentru voi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. La Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor de drept și să odinesc. Mila Dumnezeu, Împărăția Cerurilor și iertarea păcatelor lor, la Hristos, Împăratul nostru, cel fără de moarte, Dumnezeul nostru, să ceri Domnului să rămâne. Lăbare, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care încălca moarte și pe diavol a însurpat, cedrim viață lumitare, însuri, Doamne, și sufletele adunților pe pomeniți, cu tot neamul ăsta domnit, odinește în locul neacul, cu dreapul de odihnă, de apoi toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o să vă citim cu cuvântul, cu rupul sau cu gândul, la un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Omul care se zile iubită de neștiască, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluie! Și viața și odihna a Dumnezeului Tău pomeniți Iisus Dumnezeu și de slavă nu se împână cu Cel pentru Tatăl Părinte. Vreau să nu știu bună de viață pe Cătrul Tău, Duh, și veci lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fie multe dragi, Doamne, și în Iisusul Dumnezeu nostru, care ai dat Sfântul din Iisus Apostol și Împărătiștilor. Iar după Sfânta învierea ta și de aceea zi, cu harul Tău de Dumnezeu, puterea de a lega și de a păcate de oamenilor, ca să fie legată și în cer, cât de vânt și pe pământ s-o legi, cu tot așa să fie dezlegată și în cer, cât de vânt și pe pământ s-o dezlegată. Ceea ce prin răspunsă noi vine de oameni, ne vrinți și pe noi, ne vrinți și ne vrinți robii de Teos, să fim oștenitorii aceasta sunt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ce se întâmplă în poporul Tău. Însuși ca bună, noi smeriți și nevegi Tăi, robii Tăi slujitori, iar de la dormitul lor Tăi pomeniți cu tot neamul lor la dormit, Dumnezeu să ieși. Ori s-au găsit în niște oameni această viață, creiază lor Tatăl de obăgădui prin cuvânt sau cu fapta sau cu gândul, deci gândurile legăture puse în orice tip asupra lor, în care ei însă și în mânie sau din alte pricine oameni care s-au legat pe tine, sau de la Hireu, sau de la Preu, sau de la altcineva, au sperit Domnului care ca aceasta, din invidia și lucrurile de diavolilor. Binevoiește prea bunule și mulțumesc, Doamne, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din dat au bine plăcut ție, iar trupurile lor să se dea fiind. Binecuvântat și preazăvit, ești în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce stăpânește cei morți pe cei ce vii, Ana celor frământi sunt îmbrăcăminte celor doi. Binecuvântează, Doamne, toate dar jertfa care se va împărți pentru robii Tăi pomeniți, cei care s-au ostenit, s-au slujit în acest chip și toți cei pe care i-am pomenit în tai la aici. Îmbracă în veci Sfântele Sfântăciune și în aile de lumine se așează în locașul ca să se bucure în veci într-o desfătare a bunătății în tați într-o odihnă. Grește, Doamne, sănătate celor ce oferă darurile celor care vor folosi de elești la mintirea numele păcaților. Grește, robile Tăi adormiți, pomeniți, răspuns bun la înfricoșătoarea înfectată. Ușurează și iartă, Doamne, Dumnezeu să ierte de toate păcatele pe care le-a făcut cu lucru gându, că numai Tu singur ești fără de păcat. Și în slavă înălțăm Tatălui și Sfântului Duh acum și purul și vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat! Să-ți rămâne azi în orice
tot adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că ce prea curate mai ale Sfinților Jăditul vreodată la postele cu Viu Dumnezeu Putător, Părinților noștri, ale tuturor Sfinții, sufletele a dormitor rotul Săi, și mutați de la noi în corturile Sfinților să le așeze, și la frate cu mească, împreună cu Dreptul Săi numele, iar de noi să ne miliască ca un mulțumesc de oameni viitor. Sfântul a dormire, veșnică odină pe Doamne, sufletele a dormire, rodul ăsta-i cuvinte, fiindcă aceste sunt locate, cele fără Doamne veșnică, pomenire. Mulțumesc bunului Dumnezeu că am reușit în acest an să ne adunăm aici și să cinstim acești ctitori care au clădit și s-au rugat aici acest templu, această mănăstire din spatele nostru. Sigur că am să amintesc câteva lucruri despre Ioil, pentru că el a fost amfitrionul și principalul stăvit ctitor al acest sfânt locaș. În anul 1734 ajunge Ioil aici, după o vedenie, așa cum spune într-una din cărțile sale, a venit de la din Munții Neamțului, de la Schitul Pocrov. S-a așezat aici și spune în cronica Bisericii Ortodoxe Române pe care o am aici, că timp de 4 ani, până în 1738, Ioil împreună cu câțiva călugări și cu sprijinul cetățenilor din această zonă, a reușit în 1738 să sfințească această mănăstire care a fost făcută din lemn și că ei a pus ramul Sfânta Treime. Iată că Ioil, așa cum este scris în cărțile sfinte, a avut această menire de a construi Sfânta Treime. Și a venit și a găsit acest loc arătat de Dumnezeu, acest loc care atunci se numea Poiana Ronci. A venit aici, s-a așezat împreună cu 2-3 călugări și s-a aruncat într-un loc de pământ pe acest loc. Sigur că oamenii din zonă, văzând credința de care a dat dovadă Ioil și călugării care erau împreună cu el, a donat acest teren. Și să vedeți ce frumos scrie în acest manuscris,
cu locuitorii din împrejurim, au donat această zonă Poiana Ronci pentru loc de silvestire. Și casa preotului Ioaniche din Dărmănești a fost semnat zapisul prin care s-a donat acest teren. Și mai scrie ceva aici. Cei care au donat terenul, ca nu cumva să se întoarcă urmașii lor de la această donație, lasă scris aici, ca nu cumva urmașii lor să se răzgândească că va fi mare păcat. Sigur că după 24 de ani de rugăciuni, aici în Pulzișia Lapotului, cum era cunoscut această sfârșitie, în anul 1757 Ioil moare. Și scrie aici, în această însemnare făcută de Biserica Ortodoxă Română, că mare mulțime s-a adunat la mormântarea părintelui Ioil. Și mai scrie că moartea părintelui Ioil a venit după 18 iulie 1757. Mulți preoți enoiași din statele din împrejurim s-au strâns la mormântarea marelui Ioil, care așa cum este scris, a fost înmormântat în ctitoria făcută de el. Deci mormântul părintelui Ioil a fost în biserică, în ctitoria făcută de el. Sigur că toate aceste scrisuri sunt făcute de starețul Pahome de la acea vreme, care cu drag și multă râvnă a scris despre acest mare călugăr Ioil. Sigur că aș vrea să mai amintesc aici de părinte, pentru că satul Lapoș crescuse nu în număr și, repet, acest sat Lapoș, întâlnirea satului Lapoș, se datorează acestor călugări, în special lui Ioil, așa cum bine am găsit scris, ardeleni veniți de peste munte s-au așezat în jurul acestei mănăstiri, refugiați fiind, iar călugării au dat teren în zona dealul Popii și acolo au început să construiască case. Sigur că până în anul 1813 nu exista cimitir civil în satul Lapoș. Deci din anul 1750 până în 1813 răpoșenii n-au avut nici biserică, nici cimitir. Și veneau și se rugau aici, la acest chip, și am găsit scris că jurul chitului era un cimitir civil și un cimitir al călugărilor. Sigur că, datorită faptului că a crescut numărul oamenilor din satul Lapoș, Mihail, în anul 1813, construiește biserica din satul Lapoș. Deci iată, Mihail, care era stareț aici, în anul 1813, construiește biserica din satul Lapoș cu hramul Sfinții Mihail și Gabriel. Și din acel moment a existat biserica și cimitirul. Icoanele pe care le aveți, le vedeți aici în biserică, sunt după originalele din anul 1734. Originalele se găsesc în biserică, în Lapoș, mai am pus niște copii. Să vă uitați atent aici, unde este mormântul, partea stângă, deasupra ușii, este icoana Sfintei Treimi. Acolo scrie Sfânta Troită. Această icoană a fost la sfințirea Sfântului Lapoș. Originala este, sigur, în Lapoș. În biserică s-a mai găsit scris că aceste icoane au fost zugrăvite aici. Toate aceste icoane pe care astăzi le vedeți în copie au fost pictate aici. Sigur că Ioil, și vreau să închei, face două mari lucruri. În primul rând spune Ioil la început și acel panou, citiți cu atenție, veți găsi ce vă spun eu, are o viziune că este trimis să construiască
Sfânta Treime și o face aici, iar spre sfârșitul vieții mai spune ceva foarte important. Datorită necredinței voastre, Sfânta Treime se va distruge. Și mai degrabă vor putrezi pietrele râurilor decât oasele voastre. Dar la vremea de-apoi, Sfânta Treime se va rezidi. Să citiți aceste prorocii marelui călugări Ioel, pentru că eu cred că am știut de la bun început care este numirea lui, de ce a venit la Tărmănești să construiască această zilăție, cum a prevăzut că datorită necredinței noastre Sfânta Treime se va distruge și că la vremea de-apoi se va rezidi. Poate că nu suntem noi generația asta vrednici de a reconstrui Sfânta Treime, dar faptul că am pornit aici cu mai bine de 12-13 ani în urmă și am făcut această troiță la care an de an ne rugăm, cred că este un prins semn că bunul Ioel și bunul Dumnezeu va dori reconstruirea acestei mănăstiri. Mulțumesc tare mult și să nu uitați, ori de câte ori aveți timp și treceți prin zona acestor ziduri, să veniți și să aprindeți o lumânare celor care s-au nevoit mai bine de 200 de ani aici. Orintele lor sunt aici, nu sunt în altă parte. În jurul zidurilor mănăstirii este plin de mormintele celor pe care noi i-am pomenit aici și cine știe cât alții nu-i știm, pentru că îi găsim mereu în documente, în arhive, noi și noi, nume de schimonași sau ierosimonași sau călugări. S-a prindut o lumânare în amintirea lor, pentru că cel puțin noi răpoșenii datorăm totul acestor călugări. Am găsit de asemenea scris că Părintele Pahomie, starețul care a urmat lui Ioil, a fost cel care a contribuit la construirea bisericii în care astăzi slujește Părintele Alexandrescu. Este acolo ctitor Părintele Pahomie. Tot Părintele Pahomie este ctitor la Cotumba. Este foarte interesant cum Părintele a plecat de aici și cu familia Crupenski a construit mănăstirea de la Cotumba. Găsim în toate cărțile semnele acestor mari călugări care s-au nevoit aici. Mai spun un singur lucru și las pe Părintele să ne spună. Mihail, cel care a făcut biserica din satul Napoș, era duhovnicul episcopiei Romanului. Cât de mult spune acest lucru, duhovnicul episcopiei Romanului. Mulțumesc încă o dată că Bunul Dumnezeu ne-a îngăduit să facem slujbă și să simțim aceste icoane. Știm ce păseam în primii ani când veneam aici, când vigilii puternice ne alungau, nu ne dădeau voie să facem slujba. Și încet, încet, cred că spune Părintele că cred că ne proba credința, da? Și am stat aici, așa, cei care ați venit, vă aduceți aminte cum ne lua vigilia pe sus. Astăzi, lui Dumnezeu că a fost liniște, nici prea cald, ca să putem duce mai departe. Doamne ajută, încă o dată mulțumesc și cu credință la Dumnezeu, cred că m-aș bucura tare mult ca să nu plecăm noi din această viață până nu vedem această mănăstire sau schimb reclădit, rezidit. Mulțumesc! Numai două cuvinte, spun și eu. Părintele Ioel, sigur că certitudinea a fost ucenicul Sfântului Pahomie de la Gredin. Pentru că Sfântul Pahomie de la Gredin, sigur, el este întemeitorul Pocrovului, Neamțului. Acolo a avut printre ucenici un monah pe nume Sofronie. Sigur că în 1770 Sfântul Pahomie este ales chiar împotriva voinței lui, să spunem așa, episcop de Roman până în 1717-1714. Când s-a reîntors la Pocrov, în 1717,
El sigur intrase cumva în conflict fără voia Sfântului cu domnitorul Emil Racoviță, părât fiind că a fost în așteptat cu boierii care s-au răzvrătit împotriva domnitorului și a fost nevoit să plece la Kiev, la Sfântul Dimitrie Rostovului, unde era la Pecerska, de fapt, unde era Mătasa, acolo s-a sfârșit la 1924. Și a lăsat, umen, pe eromonahul Sofronii. Nu este pomenit numele de Ioil între ucenici Sfântului Pahonie de la Dresden la Pocrov. Dar acel Sofronie, care la început a primit, sigur, responsabilitatea aceea de egumen, de conducător al Sfântului, după care el a stat retras, sigur, de bună voie, a lăsat răspunderea altui monac de acolo, pe nume Macarie, care în Sfântnicea a primit numele de martare, și el a plecat și se consemnează nu se știe unde. Noi ne dăzim că acel Sofronie monac este de fapt părintele Ioin în Sfântnicie, pentru că în Sfântnicie schimbau nume. Toate aceste lucruri le-a citit Cronica Romului a Sfântului, Sfântului Sfânt, Melchisedec Ștefănescu și, sigur, au o credibilitate extraordinară. Așa că acel Sofronie bănuim că este Sfântul Ioil în Sfântnicie, schimbându-și numele, s-au venit aici la Dărminesc. Mulțumesc! Mulțumim, Părinte! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Fiți credincioși, ce domnul primar a fost în Sfântul. Sunt câteva mărturii de femei istorice. Suntem numit cu așa Dumnezeu și o broșură în sinteză cu aceste date, care constituie o mărturie autentică a celor care au venit aici, dovezi istorice, și ceea ce vreau eu să subliniez de faptul că a fost o legătură de suflet între schitul acesta și credincioșii din împrejurim, chiar și o bâncă acestor locații. Nu e lucru puțin ce să petrece astăzi aici. Și s-a avut amploarea de astăzi adunările din anii trecuți. Și asta spune ceva. Acele vânturi nu ne-au izgonit că am tărit, de ce ne-a probat credința și v-a fortificat, da? Dorința de a nu se stinge continuitatea de conștiință numele copiilor, ca să impresionăm cum s-a păstrat până să vină cu aceste date la noi în memoria stătenilor de legătura cu Sfântul. Deci din vorbă în vorbă, din vorbă în vorbă, din pomenic în pomenic. Nu era făina cu care se făcea frescura în aceste altare pentru țară, pentru Dumnezeu, pentru toți oamenii. Din mâinile credincioșilor din zonă, care lacrimă s-au lăsat aici. De la poporul care băteau meleagurile astea cu pașul lor și au avut vremuri din regie, pentru că au fost interferi istorici ale vremii, da? Și uite că a venit. Au fost probleme, dar n-au fost o mare profeție că s-a spus Sfântul. Ca și acum, dacă ai copiii tăi și vezi că l-au luat cu băutura, s-a luat pe cărări străinii, să arăgă praful din casa noastră dacă continuați așa. Erau lucruri firești, când din regiile vremurilor, da, provocările care au fost, așa se întâmplă. Dacă dormim astăzi, iau copiii, învățământul ăsta acasă, să spune că istoric, dacă ai niște oameni vremuri, cum ați terminat statul aici? În munca, fărnicea și păstarea credinței localnicilor. Până din nou fondul, din ustorii, hai vrei să facem drumul, hai vrei să ne ajutăm acolo. Păi, sărbătoarea astăzi, ce trebuie de voi faci invitația să primiți astăzi de aici? Nu, e doar cu conștiințe care iată să iată în drept. De aceea nici noi nu putem schimbi din nepăsători. Și noi avem probleme, băi, din oamenii acolo, cum o să-ți schimbi. Da, pentru că totuși, Doamne ferește, de un primar fericitat. Ia mă, de la altă parte. Doamne ferește, da? De un popor nepăsător. Să schimbi atunci, nu vă schimba prea mare profesie. Cu toți mari, cu mai ales astăzi, să păstrăm de credința din care puterea de viață, puterea de muncă, mergerea de mântuire și destinul nostru, pentru că ai rostul nostru. Așadar, ca să fânt în steagul românesc, iertați-mă, cum dărmăniți, că mai contează foarte mult aici, și în proiele care sunt. Vă înspăși voiciologii pentru biserică în limba română și numai în limba română. Să fii și în alte limbi, adică nu zici mai de o luptă pentru păstrarea identității pașnice.
la autentici și românești, pe sudoare, pe credință, pentru care noi suntem gata să ne pune și viața. Și așa s-au zis pe capacitatea de jertfă a călugărilor, pe capacitatea de jertfă și nu calnicilor, nu mă dă rămânășenii, care în ceva trebuie au știut spre de aici, în locași din Tinașini. Și din împrejurile au venit, că erau cunoscuți până la Brazi, dar în Teodosie și în alte părți, au legătură călugării din Moldova, nici titlul aici. Dar iată ce înseamnă să ai creptreuri și credincioși, popor și călugări la un loc până de acea unitate de credință. Și astăzi sunt provocări. Pașii care s-au făcut, știți? Mobila asta, de fapt, s-au dat la noi, da? Sfinții, Sfântul Dumnezeu la noi acum. Și gata și la lumină, pândarul Dumnezeu, și mai pândarul Dumnezeu prin niște oameni, iată, conturul de biserici. Zidurile sunt aceia. Dar că noi suntem poporul. Că nu zidurile au luat la misiune, dacă omul nu știe, da? Ce trebuie asta. Mulțumim Dumnezeu pentru toate. Am zis cu anii trecuți, poate bate-mă toată. Două părinte, și-a ce-a dus, rător. O să faci și în locul, dar și în locul, toți din banii, și toți pașii care faci, așteptăm, ne rugăm din altă parte. Noi, mici cu mari, într-adevăr, ce ține de noi, de generația noastră, acest, nu mai sunt în viață. Vreau să vină la cealaltă, Dumnezeu să ierte. O venit la aici alții, în plăi și în furtuna aceea, au venit aici, dorind ca să nu se stingă chestii. Continuitatea de Dumnezeu de a înaintași de noștri și credință, că aici nu se trează să fie din nou rugăciuni. Mare lucru. Nu rămâne la vorbe. Mai este pentru copii aceștia. Și îi vor memora la scripturatul stragului românesc, că se spunea fruntea care s-a ridicat. Cuvântul care se spun, întâi și întâi. Și a fost cu viața Paraschiva, în profund, rânistută. Și a murit ca o necunoscută Paraschiva de la ea. Și la mici vorbă la spate-ți-mă de aici. Toată la lumină și-a devenit cu putere pentru întreaga Europa și întreaga lume. Și a fost în mine prima asta cu văcar, păstor, dar minte, neștut, în apele omului, când au scos la suprafață, a fost cinstit. Iată, mai întâi, conturul de secții, rinele și de mintele lor și nădăjdim, dar mai mult ca o trebuie și dorința de suflet, să rugăm cu toții, da? Ca Dumnezeu, mai ales în vremurile acestea, să ne zice oameni. Hai, vom ridica acest loc, mâini, poimini, ne dorim ca să biserică, care vârstă? Hotărăm? Nu hotărăm. Ne-a trecut scopii, ne suntem în țara aceasta, înțelegeți? Dar noi așteptăm să te fiți, nu care pune răbdare, ca din mâna altora. Și dacă ați muncit, te-ați dus și nu știu ce altul greu aici, vărmănășenii, cu cei din prezenii, sunt capabili să ridici un locaș din tunăcinii, după voia lui Dumnezeu în cinstea prea Sfintei Trei, ca nădejde din mântuire, de legătură cu trecutul, că pămânerea celor care a fost aici, și ca noi să alegem și pentru copiii noștri. Mulțumim tuturor, tuturor! Și le rugăm, după părinilor, pomenții care se vor aduna, ca preoții și zori de aici, nu rezultat. Părinții și mărăi, bazântul puternicilor, la altă natură, care sunt la Dumnezeu, să nu ne zbori, și în fiind rădăcini și mai tare în pământul sării noastre, și locul acesta, și de credință, și de muncă, și de nădejde, și de familie. Amin! Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care ați venit, luați din jertfa pe care au adus-o tot răpoșenii și ceilalți care ați venit aici.